Bună seara, stimați prieteni și neprieteni. Trecem de zor la treabă. Noi rămânem și cu discursurile publice pe care le avem, la întâlnirile cu concetățenii și în emisiunile mele și în tot ceea ce facem noi. Noi rămânem pe agenda internațională, pe situația existentă în jurul Republicii Moldova și în acest spațiu politic, geopolitic, dacă vreți. Pentru că situația care se desfășoară acum la frontierele noastre, raporturile dintre Rusia și Ucraina, raporturile dintre Occident și Rusia, sunt cele care influențează cel mai mult situația și destinele noastre în cel mai apropiat timp. Adevărul este că dacă Rusia nu își va primi în cel mai apropiat timp riposta cuvenită pentru ceea ce face, alegerile din acest an le pot câștiga chiar ei în Republica Moldova, indiferent de care forță o să-i reprezinte în Republica Moldova. Ori vreau să vă spun că oricât ar fi de straniu și oricât v-ar părea neobișnuit sau incredibil lucru pe care vă spun acum, mai multe forțe îi pot reprezenta pe ruși în Republica Moldova, nu numai Dodon, Mișin sau Voronin. Mai multe forțe îi pot reprezenta pe ruși și starea de prostrație în care se află actuala guvernare din Republica Moldova mie mi-amintește de comportamentul conducerii Republicii Moldova în zilele Puciului din august 1991. Eu am văzut deja un comportament de ăsta cum îl au conducătorii Republicii Moldova la ora actuală. În august 91, în trei zile cât a fost deruta aia și nu era clar încotro e Uniunea Sovietică, toată conducerea Republicii Moldova de la Snegur, Hadârcă și alții care mai erau pe atunci în fruntea Republicii Moldova, deci toți așteptau un deznodământ la Moscova și au fugit toți pe unde au putut ca să nu-și exprime punctul lor de vedere asupra evenimentelor care se produceau și asupra pericolelor care veneau. Sigur că după ce s-a văzut că Puciu a ieșuat, toți au ieșit și toți au încercat să fie eroi. Dumneavoastră vă rog să vă uitați atent cum se comportă conducerea Republicii Moldova și eu nu pot să nu spun lucrul ăsta. Este absolut păgubos pentru noi ceea ce se întâmplă în Republica Moldova la ora actuală. Eu l-am văzut aseară pe Leancă la un post de la un post CNN probabil sau BBC, nu mai știu care, unde ăsta a dat un interviu Leancă. Deci jurnalistul din studioul BBC era derutat cu totul când i-a pus câteva întrebări lui Leancă și care a răspuns cu totul neadecvat. Deci ziaristul știa a cărei țări este el prim-ministru. Știa despre pericolele care ne amenință pe noi într-o zi când Rusia și-a anexat un teritoriu străin. Știa despre problema transnistriană. Iar Leancă dădea ochii peste cap și spunea, dar nu ni s-a întâmplat chestia asta 23 de ani în urmă. Care e problema? Deci această paralelă pe care încearcă ei să o inducă acum populației, că nouă ni s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat Ucrainei acum 23 de ani în urmă, nu este numai greșită ca apreciere, dar este păguboasă pentru înțelegerea de către noi a lucrurilor care se produc în jurul nostru. Este păguboasă pentru noi, riscăm să nu înțelegem nimic ce se întâmplă în jurul nostru. Deci, conflictul transnistrian care s-a produs la momentul în care se forma Republica Moldova, atunci când relațiile din această zonă nu erau stabilite, atunci când Occidentul, Rusia era în degradare, Rusia era în descompunere, Rusia nu avea capacități instituționale de reacție și atunci când noi ne confruntam doar cu niște lepădături care s-au adunat din toată fosta Uniunii Sovietică, da, a intervenit și armata a 14-a, dar asta nu era atât o decizie instituțională cât era mizeria din capitele rușilor atunci. Ucraina, care au trecut de atunci 20 ceva de ani, a fost stat independent, Crimea a fost în componența Ucrainei până acum. Crimeea care are pe teritoriul ei toate atributele statului ucrainean. Rusia, care este parte la toate înțelegerile care au avut loc după 91 în Europa și în lume. Rusia, care este membru a Consiliului Europei, care are angajamente în fața Consiliului Europei.
Acum s-a văzut cât preț pun Rusia pe independența țărilor care au ieșit altădată din fosta Uniune Sovietică. Acum s-a văzut, a picat totul, a picat totul. Și eu am să mă opresc acum, înainte ca să vă răspund întrebărilor noastre și să analizăm, am să mă opresc asupra spectacolului care a fost ieri la Moscova în legătură cu anexarea Crimeei. Eu vă spun asta cu indignare și cu surprindere, pentru că au existat foarte multă lume care au admirat prestația lui Putin la Moscova. Când problema deja în confruntarea noastră cu Rusia nu mai este chiar politică și geopolitică, ci este una ce ține de apucăturile maniacale a unui singur om. Apucăturile lui maniacale care le extinde peste o țară întreagă, rătăcită. O țară, eu chiar am făcut o postare ieri și am spus, nu Rusia, am făcut o parabolă, nu Rusia a cucerit Crimeea, ci impresia care s-a creat este că Coreea de Nord a cucerit și Rusia și Crimeea. Pentru că modul în care se comportau cei care au venit la luarea de cuvânt a lui Putin, modul în care ei aplaudau și reacționau la întorsăturile de limbaj a lui Putin și la figurile lui de stil de parcă ingenioase, dar sălbatice în esență, era amintea ceea ce am văzut eu ce se întâmplă în Coreea de Nord. Și este incredibil pentru noi, chiar dureros, noi care le cunoaștem limba, cultura, noi care recunoaștem, am trăit atâta timp împreună. Și la un moment dat, propaganda lor prin anii 80 a reușit multora dintre concetățenii noștri chiar să le estompeze revolta genetică pentru faptul că au fost decimați atâția dintre concetățenii noștri. Și mulți dintre noi chiar au anumite nostalgii și au lăsat în trecut acolo și lucruri cât de cât plăcute, știu eu, sufletului nostru și mai departe. Este incredibil să vezi așa ceva, o asemenea manifestare, când oamenii pe care îi cunoști, care mulți dintre ei sunt apropiați prin cinematografia lor, prin teatrul lor, prin multe altele, să-i vezi că sunt tătaro-mongoli, să-i vezi că sunt coreeni, nord-coreeni la gândire. Vreau să observați o chestie pe care nu o să o auzim comentând-o toți comentatorii de curte din Republica Moldova care se umple lângă actuala putere și nu vor să comenteze. Ei toți sunt în stare de prostrație, ei toți se fac ca nu pricepe ce se întâmplă în jurul nostru. Dacă ați observat, și vreau să mă opresc aici pentru dumneavoastră, cei care mă ascultați în fiecare miercuri și care sunteți interesați să cunoașteți și un alt punct de vedere Republica Moldova. Pentru că eu pretind că sunt o voce distinctă din tot ceea ce au zis dumneavoastră. Dacă ați observat, Putin ieri n-a ieșit cu popimea lui. Dacă ați observat, lipsea patriarhul Kiril, lipsea toate cupolele cele de preoți în sala de ieri. Am văzut pe locuri, în sală s-au văzut câteva capete de popi, dar probabil că de rang mic. Și poate un turban, două din astea de musulmani. Deci, Putin, cu ideologul lui Dugin, nu creează așa cum povestea el despre a treia Romă sau despre un imperiu bizantin moral și religios. Pentru că nu poate să facă lucrul ăsta. Că trezește și alte probleme. Cu o țară musulmană în spate lui, mai mult musulmană și beată decât creștină. Pe locuri musulmană, pe altă parte beată. N-a venit cu popii lui să-și argumenteze ideologic și religios eroismul lui de intrare în Crimeea. S-a temut pentru că nu această identitate putea să o scoată ieri în față. Deci care a fost motivația pe care și-a scos-o el în față că a intrat în Crimeea? Lingvistică. Lingvistică. Sunt vorbitori de limbă rusă. Sunt ruși. Asta a fost motivația lui. Să ne spună acum ai noștri, eu minim mă apuc în nebunie când îi văd pe ăștia ai noștri, pe toți deștepții noștri de comentatori care cârnesc nasurile și zic, lăsați-o domnule, după 22 de ani tot îi dăm cu problema noastră lingvistică. Dar cu ce să-i dăm, oameni buni? De când v-am spus de atâtea ori,
Problema lingvistică este problema identitară. Problema lingvistică ne plasează într-o parte a lumii sau în altă parte a lumii. Că intelectualii din Republica Moldova n-au reușit să devină liderii concetățenilor noștri, care nici moldovenească nu vorbesc așa cum le spune Voronin și Dodon. Nici moldovenească măcar nu vorbesc, ci vorbesc mai mult onomatopeic foarte des. Asta e altă problemă. Dar limba română, așa cum v-am spus, este o chestiune identitară de principiu pentru noi. Și nu numai, identitară, ci și poarta deschisă spre Europa. Așa cum vă spuneam, adunarea de ieri pe care a făcut-o Putin și încercarea lui de a da satisfacție rușilor că au obținut o victorie și modul în care și-a consolidat el națiunea în jurul lui, și într-adevăr asta se observă că e așa, dar asta este un pericol și mai mare, a demonstrat ieri, a arătat pe de altă parte și deruta lor ideologică, acoperirea lor ideologică pentru pașii zăluți pe care îi fac acum. Revenind, Putin a făcut un pas în disperare. Rusia, într-o lume deschisă, riscă să se dezintegreze. El a găsit o temă prin conflict armat, să le dea rușilor o temă de consolidare națională. El, care pe parcursul a 10 ani și mai bine a mers pas cu pas spre schizofrenia asta. Din păcate, avem toți o lecție de învățat. Eu cunosc foarte multă lume cu care comunic disperarea într-un fel, mai ales oamenii noștri din afară, foarte mulți care nu înțeleg de ce Occidentul, americanii, Europa se comportă într-un mod foarte atent sau neadecvat cu Rusia, care este agresivă acum. Haideți să vă spun un punct de vedere propriu și care sper că se va confirma prin tot ce ține. Eu sunt departe de a critica sau a acuza Europa la ora actuală pentru comportamentul lor. Cu atât mai mult că eu sper că pașii pe care îi face Statele Unite ale Americii, în special Marea Britanie, Franța, care sunt destul de duri în raport cu Rusia la ora actuală, mai puțin Germania. Deci eu sunt sigur că lumea civilizată, Occidentul, sunt în derută. Iar deruta vine din faptul că lor nu le vine să creadă că este posibil așa ceva. Acum s-a văzut că Occidentul nu are soluții pentru asemenea situații. Nu le are. Europa a fost prinsă pe picior greșit. Chiar dacă în 2008 s-a mai întâmplat așa ceva. S-a întâmplat un pic altfel. Mă refer acum la Georgia. Dar oricum vreau să vă spun că modul în care se comportă la ora actuală, modul în care reacționează comunitatea occidentală, europeană, dacă vreți, demonstrează un fel de derută. Și probabil că orice om civilizat, orice om cult ar avea și noi, avem aceeași derută într-un fel legată de incredibilitatea cu care poate acționa un barbar într-o lume cum este asta. Da, asta se referă în mare măsură la Europa, care are responsabilitatea unor acțiuni eficiente împotriva Rusiei. Asta nu se referă și la ucraineni, care au reacții adecvate la cei ce fac rușii. Și o să vedeți că victoria lui Putin în cel mai scurt timp se va întoarce cu o înfrângere mare venită din partea ucrainenilor. Și eu asta chiar sunt sigur că se va întâmpla. Ucraina se consolidează, Ucraina se pregătește de rezistență armată, economică, politică și de tot felul. Eu sunt sigur de chestia asta. Tocmai din această cauză consider că reacția Chișinăului este absolut neadecvată. Este normal ca Occidentul să se comporte în felul ăsta. Occidentul nu este cuceritor de teritorii. Occidentul nu va intra cu armata să cucerească și să anexeze teritorii. Și nu ține argumentul lor propagandistic că, domnule, uitați-vă că există precedente cu Kosovo și așa mai departe. Precedentul cu Kosovo ar fi ținut cumva, cât de cât. Dar și aici e interpretativ.
dacă ei nu anexau acest teritoriu, dacă măcar cel puțin păstrau o iluzie sau păstrau o aparență a unei revolte populare în Crimeea și că această regiune ar fi dorit să devină independentă. Atunci însă, când au făcut un act de anexare directă, asta nu mai ține nici de cum. Asta deja se duce în zona sălbăticii adevărate, unei sălbăticii adevărate. Pentru că ce înseamnă să-ți anexezi în condițiile astea un teritoriu? Ce înseamnă să-ți anexezi în condițiile astea un teritoriu? Asta înseamnă să demonstrezi că, de fapt, toată maimuțăreala rușilor pe toată perioada asta de timp a fost o simplă maimuțăreală. Ei nu pun nici cel mai mic preț pe independența țărilor din jurul lor, pe suveranitatea acestor țări, pe dreptul internațional, pe reguli de joc și așa mai departe. Și s-a văzut foarte clar că Putin poate respecta și reguli internaționale, și independența, așa zisă, a unor țări și multe alte lucruri, atâta timp cât el câștigă. Când pierde, nu mai respectă nimic absolut. Dar așa au fost genetic întotdeauna ei. Așa au fost întotdeauna. De atâta și vă zic, reacția de papagal a lui Leancă este foarte păguboasă pentru noi și o să vedeți în timp că asta o să ne aducă mari pagube. Deci noi am avut acum o șansă pe care o ratăm din cauza unei conduceri lașe, o șansă să ne comportăm cu demnitate. Noastră să mă întrebați ce trebuie să facem. Eu știu din ăștia care zic, domnule, dar ce să punem mâna pe arme? Ce să facem acum? Nu trebuie să punem mâna pe arme. Noi trebuie să avem reacția adecvată. Noi trebuie să reacționăm adecvat la ceea ce ni se întâmplă nouă. Acum era absolut necesar ca țara noastră să stăvilească venirea ostașilor ruși în Transnistria. Era absolut necesar să solidarizeze cu mai multe acțiuni ale Kievului, să sprijine Kievul. Apropo, acest gest de a oferi sprijin Ucrainei de 100 de mii de dolari este un gest, singurul gest, cât de cât adecvat. Dar este unul singur gest. Un singur gest. Este o sumă simbolică pe care ucrainenii sunt sigur că o să o țină minte, că am făcut un gest bun. Este singura excepție care confirmă regula că țara asta are reacții neadecvate la tot ce se întâmplă nouă în jurul nostru. Reacții neadecvate. Europenii ne vor sprijini în toate. Dacă noi am avea cât de cât reacții adecvate la ceea ce se întâmplă în lumea asta. Eu vă spun ce ar trebui, vă mai spun un lucru care aici iară s-ar părea că ar fi radical și extremist. Noi trebuie să închidem transmisiunile televiziunilor rusești pe teritoriul Republicii Moldova. Nu le putem pretinde oamenilor noștri, nu le putem pretinde să înțeleagă ce se întâmplă în lumea asta dacă îi lăsăm pradă propagandei rusești la toate televiziunile pe care le transmitem pe teritoriul Republicii Moldova, prin cablu, prin etier, prin tot ceea ce vreți. Nu putem să sperăm la faptul că vom reuși în momentul în care informațional, conducerea Republicii Moldova a abandonat populația asta. Spuneți-mi, vă rog, spuneți-mi ca să înțeleg și eu, unde-i filat lupul și gătârcă în situația asta? Doar ei au ieșit și au spus, încă acum, cred că o lună, au ieșit și au spus, domnule, noi pornim o campanie de informare a populației asupra integrării europene. Unde sunt ei acum? Unde sunt ei acum? Poate făceam și eu gura mai mic un pic dacă știam că acum există o campanie de informare și asta era un fel de rezistență. Închiderea posturilor rusești de televiziune și mergerea în popor și televiziunile pe care le avem să le utilizăm pentru a spune populației adevărul. Pentru că populația asta care se află în mrejele propagandei rusești stă și ascultă poveștile lui Putin și a coalițiilor lor la toate televiziunile din Republica Moldova. Cum vrem noi să reușim să ajungem în Europa? Pe calea asta ajungem exact în gura rușilor. Exact în labele rușilor ajungem pe calea asta. Panglica asta, Sfântul Gheorghe, a devenit un simbol al imperialismului rusesc. I-ați văzut cu ce
fonte mare în piept stăteau ieri cu panglica asta Sfântul Gheorghe. El nu are nimic. El nu are nimic, stimații mei prieteni și neprieteni. Nu are nimic nici cu cel de-al doilea război mondial. El nu are nimic, nici măcar cu imaginea celui de-al doilea război mondial mutilată și glorificată de către propaganda sovietică în anii 80. N-are nimic. Asta este un simbol putinist, acum în ultima vreme, pe care l-au pus și conducătorii noștri în piept aici, în Chișinău. E trebuie interzis în Republica Moldova. Adică e trebuie, nu știu dacă este nevoie de acte de interzicere ei, dar trebuie luată în bătaie de joc, trebuie dată cizmarilor să lustruiască pantofii cu ea. Noi nu putem să creăm simboluri imperialiste pe teritoriul Republicii Moldova. Eu am mai spus un exemplu pe care vă-l spun și acum. Dacă admitem prin absurd că un ostaș rus sovietic, să zicem, căzut în cel de-al doilea război mondial, zicem, în anii 44, când încă, pe la începutul 44, când încă nu era clar cine va câștiga în acel război. Deci dacă luăm un ostaș căzut pe câmpul de luptă mort în 44 și ne închipuim prin absurd că s-ar trezi acum, acel om ar fi sigur că războiul l-a câștigat Germania. Ar fi sigur de faptul că el ar fi sigur s-ar uita, ar face o privire asupra Europei și ar fi sigur că războiul l-a câștigat nu Rusia, ci Germania. Dacă luăm și ne uităm la modul în care trăiește Europa și modul în care trăiește Rusia. Despre ce vorbește asta? Asta vorbește despre rătăcirea pe care o au concetățenii noștri în capitele noastre și noi nu putem. Iar noi acum plătim pentru toate porcăriile pe care le-au făcut ăștia. Mai țineți minte cum în 2010 povestea Filat cum vor merge cu pas marțial și candențat să cutremure caldarâmul de pe Piața Roșie când vor defila ostașii noștri pe Piața Roșie. Mai țineți minte manifestările pe care le avea Filat în raport cu Putin. Mai țineți minte că până și Dorin Chirtoacă, pe care eu nu-l suspect de faptul că n-ar fi român, că n-ar fi împotriva rușii, Doamne ferește, eu îl cred sincer și pe el și pe moșul în manifestările lor naționale. Dar în același timp, de ce trebuie să fii bleg? De ce trebuie să fii haplea și să pui în piept panglica asta a Sfântului Gheorghe, care este simbolul imperialismului rusesc? Că noi vrem să ne facem că suntem mai hâtri decât rușii, că noi știm sofisticat cum să facem să ieșim din situație de felul ăsta. E groaznic de lipsa de demnitate și curaj pe care o manifestă conducătorii ăștia. Nu trebuie cu armele să luptăm împotriva lor. Apropo, toată lumea se teme de ruși. Toată lumea se teme de ruși. Singurii care nu se teme de ruși sunt moldovenii. Noastră l-ați observat și americanii, și nemții, și englezii, toți se tem de sălbăticia rușilor. Moldovenii nu se tem. Deci leancă se comportă în felul ăsta pentru că el nu se teme de ruși. Dar de ce nu se tem moldovenii de ruși? Pentru că orice le-ar face rușii este acceptabil pentru ei. Orice le-ar face rușii, am impresia că pentru unii dintre ei este chiar și plăcut. De atâta nu se tem, nu din alt motiv. Nu din alt motiv. Frica de ruși trebuie să fie, frica de sălbăticii trebuie să o avem. Trebuie să avem o frică mobilizatoare în fața unor hoarde sălbatice. Și în această situație vreau să vă spun încă un lucru. Noastră nu știu dacă ați observat, dar nu există în Republica Moldova la ora actuală o reacție triumfătoare sau o reacție alipită sau o reacție conjugată cu ce se întâmplă la Moscova a coloanei a 5-a a rușilor aici în Republica Moldova. Nu există. Cu excepția unui cos de topor, cu excepția unei căzături umane pe nume Dodon, cu excepția lui. Dacă observați, restul toți cam au tăcut din gură. Au tăcut cam toți din gură. Nu știu ce să spună. Nu știu ce să spună, pentru că este o absurditate să povestești întregii lumi din Republica Moldova că tu ești statalist, cum își zic ei,
și să accepți anexarea Crimeei. Asta înseamnă, spunând o asemenea tâmpenie, cum o spune Dodon, că ăsta e criminal, ăsta e cretin. De atâta vorbește așa. Dar unul care nu este cretin, este pur și simplu dușmanul nostru, un Voronin, de exemplu, este dușmanul nostru, este cel care urăște genetic pe români. El are repulsie la toată treaba asta. S-a liniștit într-o perioadă scurtă de timp și m-am povestit altă dată cum s-a liniștit el în raport cu românii, cum l-au liniștit, mai drept zis, și eu sunt fericit că am pus și eu umărul la a-l liniști într-o perioadă de timp pe Voronin, în ura lui față de români. Dar cretinismul lui Dodon demonstrează iarăși, este o excepție care confirmă regula, că restul tot stac din gură. Noi nu înțelegem, ei înțeleg foarte bine că miroase a praf de pușcă, că ei nu trebuie să solidarizeze acum foarte puternic cu rușilor de la Moscova. A, că ei vor să se întâmple chestia asta, e altceva. Dar cei care gândesc cât de cât, nu mă refer la cretini ca Dodon acum, cei care gândesc cât de cât sunt în ezitare, sunt în așteptare, la fel ca și la cei noștri, la fel ca și la cei noștri. Trec cât de grabă să vă răspund la întrebări, pentru că presupun că aveți întrebări, dar vreau să mă opresc încă la un lucru. Deci, eu vreau să vă exprim acum o îngrijorare, pe care sper că în ceva timp am să o exprim, această îngrijorare, și în raport cu partenerii de ai noștri occidentali. Dacă observați dumneavoastră, la ora actuală a slăbit activitatea și a delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și ambasadei americane, deci mai toată lumea s-a inhibat. Mai toată lumea este axată pe această agendă internațională și pe mine mă îngrijorează faptul că tot mai multă lume vorbește despre deschiderea unei perspective de integrare a Republicii Moldova, ceea ce este foarte bine, și tot mai puțină lume îi îndeamnă în continuare pe ăștia să facă reforme. Deci eu am impresia că ăștia de aici speră, și eu mă tem că se poate întâmpla, ca perspectiva de integrare europeană și semnarea acordului de asociere să se producă fără că ăștia să mai facă reforme. Eu vreau ca să mă înțelegeți foarte exact. Dorința mea, sincer, și tot ceea ce facem noi, Mișcarea Populară Antimafie, este să facem, să semnăm acordul de asociere în anul ăsta și să avem deschisă perspectiva de integrare europeană. Asta este dorința noastră sinceră și toată ziua muncim pentru asta. Și la întâlnirile cu alegătorii informăm și tot ceea ce facem noi este dedicat acestui fapt. Dar noi spunem că acest lucru trebuie să fie soldat cu pași concreți de integrare europeană. Noi nu ne putem integra rusește în Europa. Noi nu ne putem integra în Europa cu apucăturile tătaro-mongole de aici să ne integrăm în Europa. Noi trebuie să facem pași de integrare europeană. Pe mine mă sperie faptul că ăstora le-ar putea fi iertate anumite lucruri care ar urma să fie rezolvate când? După ce ne integrăm în Europa. Cum? Cum? Eu sper ca îngrijorările mele să fie spulberate în cel mai apropiat timp. Eu sper că această criză ucraineană să se rezolve fără vărsări de sânge într-un timp apropiat și noi să revenim la agenda noastră. La agenda noastră a Republicii Moldova, agenda care rămâne nerezolvată din cauza problemelor geopolitice regionale pe care le avem, din cauza că toată lumea este inhibată de sălbăticia lui Putin. Și eu când vorbesc de Rusia acum, eu îi dau o șansă Rusiei. Pentru că Rusia nu este, așa cum zic ei, Imperiul Bizantin. Rusia nu poate să-și ceară în continuare, într-un mod atât de sălbatic, drepturi colhoznice, drepturi colective. Noi luptăm acum pentru drepturile omului, noi luptăm pentru drepturile fiecare din noi, la viață, la sănătate, la o viață demnă și așa mai departe. Rușii, ca și colectivitate, au dat alehamete din mână pentru drepturile lor individuale, pentru drepturile omului. Și s-au pornit cu turma acum să-și ceară drepturi de mare colectivitate și națiune barbară. Vedeți? Aici sunt diferențele de a înțelege lucrurile.
Și revenind la situația noastră, vă amintesc că mai mulți demnitari europeni au fost în ultimul timp foarte energici spre a-l cere ăstora, îndeplinirea unor obligațiuni. Și sper că revin la agenda pe care o au. Eu nu pot să-mi închipui că Republica Moldova capătă perspectivă de integrare europeană fără să reformeze procuratura. Pentru că atunci noi trezim în sufletele oamenilor noștri repulsii față de un asemenea curs de integrare europeană. Eu nu pot să ne închipui că căpătăm această perspectivă fără reforma justiției, fără reforma instituțională în general în Republica Moldova, fără pași concreți în tot ceea ce spun eu. Ar fi groaznic să se întâmple așa ceva. Atunci chiar nu mai avem perspectivă pe mulți ani de zile pentru reformarea acestei societăți. Eu asta, ceea ce v-am spus acum, este doar o îngrijorare. Este doar o îngrijorare și eu sper că acest lucru nu se va întâmpla. Eu sper că criza ucraineană se va sfârși cu înfrângerea Rusiei. Eu sper că criza ucraineană în timp va aduce la căderea regimului Putin. Eu sper că lumea occidentală, partenerii noștri occidentali, își vor reveni din această stare de derută, pe care trebuie să o recunoaștem ca o stare de derută. Și este firesc. Eu nu-i critic acum. Eu spun că orice om de acolo, din Occident, este în derută când se ciocnește cu asemenea mentalități. Eu sunt sigur că europenii, când au văzut ieri cuvântarea lui Putin și reacțiile din sală la cuvântarea lui Putin, chiar au intrat, chiar n-au găsit soluții imediate cum să acționeze în situații de felul ăsta. Nu poți ajusta o mentalitate liberă, o gândire tolerantă și a unor oameni descătușați europeni cu această apucătură într-o lume modernă. Este inimaginabil. Așa cum vă spuneam, noi vom reveni. Eu sper că dumneavoastră veți urmări discursul nostru, pentru că noi, dacă observați, noi, Mișcarea Populară Antimafie, suntem prezenți la ora actuală în localitățile noastre. Am avut o adunare frumoasă la Strășeni duminică. Am avut oameni frumoși în sală, oameni care au luat cuvântul, oameni care ne-au spus păsul lor. Avem o adunare peste două săptămâni de zile, duminica viitoare, pe 30 aprilie, avem o adunare la Criuleni. Noastră ne vedeți prezenți peste tot și noi chiar ne facem datoria noastră de forță pro-europeană. Pentru că altcineva nu mai face nimeni lucrul ăsta. Noi chiar ne-am asumat acest rol de misionarism, să mergem și să explicăm oamenilor adevărata dimensiune a integrării europene. Și asta stăm de vorbă în fiecare zi cu mulți oameni și le explicăm lucrul ăsta. Echipele Mișcării Populare Antimafie se află în fiecare zi în teritoriu, unde se întâlnesc cu oameni, unde le vorbesc. Iar ăștia care au promis că vor face o campanie de integrare europeană, unde-s? Unde-s? Unde fac ei adunări acum să le explice oamenilor de ce trebuie să mergem în Europa și de ce trebuie la ora actuală să opunem rezistență invaziei rusești? Nu sunt. Nu sunt nicăieri, pentru că sunt lași, pentru că stau inhibați, pentru că așteaptă ce se va întâmpla. Cine va câștiga în confruntarea dintre Occident și Rusia, să știe încotro să fugă, încotro unde să-și păstreze capitalurile și așa mai departe. Eu nu am nicio îndoială în victoria civilizației asupra barbariei. Eu nu am nicio îndoială asupra victoriei noastre, asupra mafiei din Republica Moldova. Dacă aș avea, și o spun întotdeauna, dacă aș avea cea mai mică îndoială în acest sens, nu m-aș ocupa nicio clipă cu ceea ce mă ocup acum. Trec să vă răspund la întrebările dumneavoastră. Înainte ca să răspund la întrebările care ne-au venit acum, am câteva întrebări venite din timp. Deci întâi Anatol Pihut, îl salut pe Anatol. Anatol este colegul nostru, este membru al Mișcării Populare Antimafie, l-ați văzut și în cadrul congresului, el se află în Canada și
Mă bucur când îl revăd, când îl revăd pe rețelele de socializare. Anatol mi-a pus mai multe întrebări. Eu mă uit, trec cu ochi pe ele, pentru că cred că deja, Anatol, ți-am răspuns la câteva dintre ele. Deci poate să mă opresc un pic, deci mă uit așa, da. Deci sunt 5 întrebări și cam la toate am răspuns prin răspunsul. Mă întreb de ce comunitatea internațională n-a reacționat adecvat atunci când Rusia a anexat Abhazia și Osetia. Este adevărat, noi nu putem să constatăm astăzi, Anatol, că reacția Occidentului a fost cea mai adecvată atunci când rușii au atacat brutal și au intrat cu armata în Abhazia și Osetia. Eu însă observ anumite mișcări care le face la ora actuală, în special Statele Unite ale Americii și partenerii lor Marea Britanie. Deci observ niște pași coerenți și am impresia că totuși au fost însușite niște lecții. Eu cred că rușii vor primi în cel mai apropiat timp un răspuns adecvat la ceea ce fac. Eu când spun rușii, spun de fapt în mare măsură regimul Putin, dar și rușii ca și colectivitate, pentru că această colectivitate care este Rusia este barbară și până nu face pași spre civilizație, nu au cum și vor suferi alături de Putin pentru toate aplauzele pe care le-au făcut ei și pentru toate sprijinul pe care îl acordă acestui maniac. Da, deci îmi spui despre faptul că ei au rămas fără vize, toți cei care îl înconjoară pe Putin. Eu am auzit astăzi că Marea Britanie a decis să închidă mai multe birouri pentru vize pe care le au în câteva orașe rusești și cred că alte sancțiuni și consecințe nu se vor lăsa așteptate. Rusia va fi, ca să răspund și la ultima ta întrebare, Anatol, Rusia se va pomeni într-o izolare puternică internațională. Această victorie pe care a dat-o cam ca și victoria asupra Germaniei fasciste pe care a încercat să o dea ieri Putin, până la urmă se întoarcă cu o înfrângere distrugătoare a regimului Putin. Mă întreabă cetățeanul Gongiu, probabil, Vladimir. De ce în Republica Moldova prețurile pentru medicamente sunt mai mari ca în UE? În Republica Moldova prețurile pentru medicamente sunt mai mari ca în UE de câteva ori de altfel, din cauza că piața farmaceutică în Republica Moldova a fost monopolizată, asta fiind practic o diversiune împotriva cetățenilor Republicii Moldova, fiind o diversiune împotriva sănătății cetățenilor Republicii Moldova. A fost monopolizată, este controlată de anumite grupări care merg cu relațiile lor până la filat printr-un complice de-a lui filat încă de atunci de când vindeau țigări în România, unul Coman, care stă la Agenția Medicamentului și ceea ce a fost monopolizat pe timpul lui Voronin, numai a trecut deja prin alte scheme și sumele de mari bani merg către filat. Din cauza asta aveți medicamente scumpe. Trebuie să știți că atunci când vă numărați bănuții și cumpărați medicamente absolut necesare sănătății noastre, trebuie să știți că o parte din banii care îi dați pentru aceste medicamente merge în buzunarul lui filat direct. Cum putem înțelege finanțarea partidelor din bugetul de stat pe când aveam 40 de partide pline de mârlani? Aveți perfectă dreptate, eu împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere. Nu există acum o finanțare de la bugetul statului asupra partidelor. Este nevoie să facem regulă în ceea ce ține de finanțarea partidelor, pentru că toate partidele, inclusiv Mișcarea Populară Antimafie, se finanțează netransparent și eu lucrul ăsta îl recunosc sincer și o spun peste tot. Încerc doar să vă convinc că noi avem responsabilitatea unor bani puțini pe care îi avem pentru resursele, pentru ceea ce avem de făcut și avem responsabilitatea să depindem doar de votul dumneavoastră și ne străduim ca puținii bani să-i obținem de la oameni care nu doresc de la noi nimic decât ca țara asta să arate altfel.
Dumneavoastră veți aproba o lege care va restitui bunurile Republicii Moldova furate de mafia noastră. Da, domnul Vladimir. Prima lege pe care vom adopta-o noi în Parlament va fi legea sechestrului de stat. Această lege va pune sub sechestru toate averile acumulate, acumulate nelegitim în această perioadă și printr-o justiție independentă și liberă vom înta și cea mai mare parte a patrimoniului furat de către actuala mafie și de către mafia lui Voronin, deținătorilor acestei averi de drept, cetățenilor Republicii Moldova. Domnule Mocanu, ce părere aveți despre decizia CCA de sancționare a Jurnal TV pentru că difuza numai știri negative? Ceea ce am văzut eu astăzi este dincolo de bine și rău, este o sfidare nu numai a opiniei publice din Republica Moldova, este o sfidare a opiniei publice internaționale, dacă ținem cont că ieri reprezentanța OSCE au spus clar și respicat că CCA face jocul unor partide politice. Și modul în care au vorbit demenții ăștia de la CCA, i-am văzut pe câțiva la televizor, este, cum să vă spun, este... nu am cuvinte, adică deci nu pot să mai adaug la ceea ce am spus până acum, la modul în care le-am spus. Deci Jurnal TV este televiziunea care în fiecare zi, izolată fiind de alte televiziuni care le aparțin acestor oligarhi, în fiecare zi vorbește despre corupția din țara asta. Sigur că îi atinge, sigur că CCA acum, în loc să pună problema să oprească invazia propagandei rusești la posturile de televiziune rusești din țara asta, ei se ocupă de Jurnal TV. Asta face parte din aceeași operă care v-am spus-o până acum, de comportament al lui Leancă, al lui Timofte, Doamne mă iartă că pronunț numele ăsta, Dodon s-a apucat să scrie cărți și vrea să distribuie în școlile din Republica Moldova. Eu consider că acest plan este periculos și unul de manipulare chiar în școli. Cum trebuie să acționăm? Nu pot să vă spun ce pornire am eu împotriva cretinului ăsta care provoacă în fiecare zi. Eu, vedeți că eu nu mai pot alege cuvinte în privința cretinului ăsta. E foarte activ cretinul ăsta, deci el sfidează tot ce este posibil să sfideze. Nu politic, nu, deci sfidează bunul simț, sfidează natura ființei umane. Mai este unul care o sfidează, este unul Iurie Roșca, dar ăla cel puțin nu mai contează, cu ăla totul e clar de mult. Dar pe ăsta, pe Dodonul ăsta care a apărut acum, am impresia că unii se mai uită după el. Domnule Mocanu, cum putem să-l trezim pe Timofte din somnul lui cel dulce? Te ia groaza de ce se întâmplă, iar el citește răspunsurile la întrebările jurnaliștilor de pe foaie. Dar nu-i devină el. Îi devină cei care l-au ales pe prostul satului în fruntea statului. Deci omul ăsta este total neadecvat. Noastră, doar vedeți că el... Deci rușinea noastră mare. Eu sunt sigur că, iată, s-a întâlnit astăzi Băsescu cu el și acolo sunt momente jenante. Nu ai ce vorbi cu pensionarul ăsta. Este rușine. Este adevărat ce aici spuneți dumneavoastră, numai că pentru asta o să-i sancționăm pe Filat, Leancă, Plahotniuc, Lupu și așa mai departe. Pentru că dacă puneau în fruntea statului un actor care n-are nicio treabă cu politica, cu justiția, cu nimic absolut, ăla cel puțin ar fi jucat rolul unui șef de stat altfel. Noastră știți că noi, în satele noastre moldovenești, avem personaje diferite. Avem curva satului, avem prostul satului, avem tot felul de personaje. Ăsta e prostul satului. Și știți că acum, știți ce rol era folosit prostul satului? Era folosit ca să spună lucruri trăsnite. Așa iese ăsta și spune lucruri trăsnite. Ca Filat, Lupul și toți ceilalți din spatele lui, atunci după ce a spus ăsta ceva trăsnit, spune: ei, ce vreți, e prost, ce să-i faci? Asta e, dar ce trebuia să facem? Să nu alegem un președinte? Prin asta, demolându-o instituției de bază a statului, care este președinție. Demolându-o.
Mă iertați de fraze foarte duri. Iertați-mă că sunt atât de rău, dar nu simt necesitatea să-mi aleg cuvinte. Unde va fi următoarea adunare în teritoriu? Stimați prieteni și neprieteni, următoarea adunare în teritoriu o să o avem la Criuleni. Urmăriți-o la orele 11 pe data de 30 aprilie, peste două săptămâni de zile. Noi ne-am dorit foarte mult ca adunările noastre să aibă loc în fiecare duminică. Din păcate, din lipsă de resurse, nu ne putem permite. Lumea ne așteaptă, lumea ne cheamă. Noi avem această problemă și regretăm că nu avem suficiente resurse să facem câte o adunare. Noi mai avem adunări, noi ne mai întâlnim cu oamenii și în perioada dintre adunări, dar adunări pe care le vedeți și dumneavoastră, cu lume care vine și așa mai departe, facem odată la două săptămâni, doar din lipsa de resurse suficiente pentru o asemenea activitate. Sperăm că vom reuși să adunăm resurse necesare pentru ca să fim cât mai prezenți în localitățile Republicii Moldova, unde lumea ne așteaptă. Bucuria noastră mare este că lumea ne așteaptă. Am dorit să ajungem cât mai des la ea. Am dorit să ajungem peste tot ca să ne ocupăm de această campanie de informare a populației. Demenții ăștia de la guvernare au făcut deja câteva declarații. Noi vom face o campanie de informare a populației. Pă dracu, nu sunt nicăieri. Dar nici nu se pot duce, că îi fugărește lumea. Noi vom uni forțele, o să revenim de grabă, că aici chiar e comic. Noi vom ieși săptămâna trecută filat cu Lupu și cu Gadârcă și au spus că ei își vor uni forțele și vor crea coaliții democratice în toate raioanele. Au ei 13 raioane unde au coaliții diferite cu comuniștii. Știți că nu pot să fac chestia asta? Nu pot face. Nu pot face. Pentru conjunctură. Pentru că cei din teritoriu sunt conjuncturiști la fel ca și ei. Și n-au nicio treabă. N-au nicio treabă. O să vedeți că nu vor putea să schimbe în teritoriu configurația conducerilor raionale. Pentru că au oameni care fură în teritoriu, eu înțeleg de ce ei au vrut să fac chestia asta. Ei au vrut să fac chestia asta pentru că să distribui mai ușor finanțele și să le adapteze cât mai mult la necesitățile lor electorale. Din cauza asta au vrut să schimbe conducerile în raion. Că în rest aia sunt bine mersi. Și au sperat că reușesc să-i determine pe cei din raion să schimbe conjunctura politică în funcție de alianța asta de la guvernare. Pentru că și propunându-le, promițându-le că vor primi mai multe finanțe. Numai că aia de pe loc s-au îngrăjat așa de tare și au asemenea relații în teritoriu, scheme de furt, încât nu-i mai interesează chestia asta. O să revenim la subiectul ăsta. Ce trebuie de făcut acum cu Găgăuzia, care acum își pregătește trupe? Repede se vor găsi și arme. Stimații mei, prieteni și neprieteni, conducerea asta, după ce s-a comportat atât de laș cu acel referendum, nu prea mai are de făcut multe în Găgăuzia. Eu sper că alegerile din acest an se vor desfășura democratic și vom reuși să schimbăm puterea la Chișinău și o să vedeți că lucrurile se vor ameliora repede. Vreau să vă spun o chestie, eu sunt din sudul Basarabiei, eu sunt de acolo, de la Cahul, din zona aia aproape de Comrat, sunt cunosc foarte bine. Deci nu vă creați dumneavoastră o imagine falsă asupra acestei găgăuzii. Oamenii simpli din Găgăuzia, găgăuzii simpli nu au treabă mare cu Rusia, cu... Trebuie să știți că în Găgăuzia există multă populație care nu cunoaște nici româna, nici rusa. Există găgăuzii ca comunitate de oameni fugărite, nomadă și așa mai departe, este foarte conservativă. Voluntariada din anii 90 a fost o lecție foarte dură pentru găgăuzi. Slavă Domnului că s-a sfârșit fără vărsări de sânge. Dar a fost o lecție foarte dură. Nu cred eu că găgăuzii mai îndrăznesc să mai pună mâna pe arme așa cum au făcut în 90. Că le-a ieșit pe ochi, le-a ieșit punerea că au pus mâna pe arme atunci. Iau câțiva demenți de-a lor care au pus mâna pe arme, au fost înnădușiți chiar de ei atunci când s-au pomenit că când și-au dat seama că ei, care sunt ușor peste 100.000 de oameni, sunt într-o mare de oameni care, și ei știu foarte bine că moldovenii pot fi blege în raport cu rușii, cu alții, dar nu în raport cu ei. Așa că eu nu fac mari griji în raport cu Găgăuzia dacă am avea o conducere adecvată.
dacă am avea o conducere care s-ar comporta adecvat vis-a-vis de corupția din Găgăuzia, vă asigur eu că o conducere necoruptă la Chișinău ar fi sprijinită de 95% dintre găgăuzi. Ar fi sprijinită de 95% pentru că găgăuzii sunt sufocați, iată așa, de conducerea lor de acolo, coruptă, banditească, hoață și așa mai departe. Așa că nu văd eu un pericol din partea găgăuziei. Pericolul cel mare este mafia de la guvernare, așa cum v-am spus. Cine este în spatele acestui politician Dodon? Schizofrenie este în spatele lui. Demența este și cretinismul este în spatele lui. Da, cred că mai aruncă rușii niște bani. Dar eu am îndoieli că, în general, lepădătura asta, căzătura asta umană, iertați-mă de cuvinte dure, dar nu pot altfel să mă exprim. În general, mă gândesc că mizează rușii pe el. Poate mizează într-o măsură oarecare, dar trebuie să știți că ambasada Rusiei are în Republica Moldova are vreo 800 de angajați la ambasadă. Urmăriți atent în spațiu public cum ies și vorbește tot felul de lume și o să depistați cu ușurință cam cine ar putea să fie cu salariul la ambasada Rusiei. S-ar putea ca anumite cercuri să bage niște bani în Dodona asta, dar eu cred că el a furat suficient în perioada cât a fost ministrul economiei. El doar s-a ocupat de... El era ministrul economiei și prim-ministru și s-a ocupat de mai multe privatizări a lui Plahotniuc în acea perioadă. În special hotelul Codru, alte câteva mașinării pe care le-a făcut Dodon atunci. Și chiar dacă le făcea Dodon sub acoperirea lui Voronin, cei care îi executau tot mai primeau de la Dodon câte ceva. Dodon ăsta, dacă vă amintiți, a făcut un pas prin care l-a sprijinit pe Timofte atunci și a salvat alianța asta pentru integrare europeană. Eu am toate motivele să cred, știind apucăturile lor, că a primit o sumă mare de bani și de la Filat și Plahotniuc împreună atunci când a votat pentru Timofte. Știți că l-ați văzut cu casa aia. Casa aia pe care o are el, în primul rând, este simbolul unei prostii omenești. Că un om normal nu-și creează, nu-și face o casă cu 4 etaje sau câte aia acolo. Mai ales atunci când se ocupă de politică. Așa că personajul ăsta este mai mult iritant în sensul comportamentului neomenesc, unuia care sfidează natura ființei umane, așa cum v-am spus. Dar în rest nu cred, eu sper să nu mă întâlnesc cu el în viitorul Parlament. Sper că nu trece, sper că rămâne undeva ca un coșmar în trecutul nostru. Leguma asta de Timofte ne-a sfidat în cel mai josnic mod cu atitudinea lui față de Transnistria. Leancă, nu ne-a sfidat Leancă? Nu ne-a sfidat Leancă ieri? El răspundea la Leancă, revin la Leancă. Deci în studioul BBC stătea un jurnalist, revin la subiectul ăsta, că nu pot să nu revin, care stătea de vorbă cu prim-ministrul unei țări amenințate de invazie militară rusească. Deci eu mi-închipui că ziaristul ăla a vrut să vadă în fața lui un om, în primul rând, un om cu reacții omenești. Avea în fața lui o stafie, deci așa, cum să vă spun, feciorelnică, o variantă masculină a unei ființe feminizate, mă iertați de asemenea comparații și expresii, care vorbea într-un limbaj, dar nu, nici nu pot să spun diplomatic, într-un limbaj neadecvat cu totul. Ăla i-a repetat de vreo câteva ori o întrebare, punându-o în tot felul, ca să scoate ceva din el. N-a spus nimic, absolut nimic. Ce vreți de la Timofte? Când mișcarea populară antimafie va veni la putere, poate da, poate de judecat leguma de Timofte pentru trădarea intereselor naționale? Fiecare o să răspundă pentru ce a făcut, inclusiv Timofte, acest pensionar de lux. Bună seara, domnule Mocanu.
Așa nu se mai poate. Nu mai putem suporta ceea ce se întâmplă în Moldova când ieșim în piață. Haideți să ne mobilizăm să ieșim la vot. Haideți să ne mobilizăm să ieșim la vot. Și în piață vom ieși. Și în piață vom ieși atunci când vom avea puterea. Acum în piață ne vor scoate mai mulți golani Plahotniuc. Are 500 de oameni înarmați, amintiți-vă. Mai mulți, deci o provocare în piață, haideți să încercăm să-i dăm jos la votare. Și atunci când nu vom reuși și vor cumpăra, dacă vom determina că cumpăr și vor falsifica votul nostru, atunci chiar nu vom mai avea ce pierde. Domnule Mocanu, este clar că Crimeea nu prezintă precedent pentru Transnistria, însă care sunt, în opinia dumneavoastră, riscurile? Nu cred că aveți dreptate că nu este un precedent pentru Transnistria. Ba din contră, eu cred că ăsta este primul pas ca să ajungă și în Transnistria. În opinia dumneavoastră, care este în opinia dumneavoastră riscurile asociate cu provocările din partea Rusiei în următoarele luni? Cine ar fi partenerul nostru numărul 1 pe problema Transnistriei? Ce strategie ar avea partidul dumneavoastră în politica externă cu Estul? Stimați prieteni, mi-ați pus o întrebare fundamentală, am multe întrebări, dar oricum, mai revenim la ea, mă strădui foarte rapid să vă răspund. Deci, acum, noi, lumea nu mai are soluții, noi nu putem, deci pentru că, vă dați seama, până acum a fost măcar o formulă care era 5 plus 2. Acum 5 plus 2 e egal cu 0, pentru că 2 dintre cei care erau în ăștia 5, plus 2 erau Uniunea Europeană și America, dar 2 dintre cei participanți la masa de negocieri sunt în război, Ucraina și Rusia. E clar că Rusia nu mai poate fi garant al integrității Republicii Moldova, așa cum spunea să fie acest format. Adică Rusia a răsturnat totul prin acțiunea ei zăludă de anexarea Crimeei. Și acum sigur că este nevoie de alte mecanisme. Dar indiferent cum se vor desfășura lucrurile, Transnistria nu poate face parte în cel mai apropiat timp din exercițiu democratic din Republica Moldova. Republica Moldova trebuie să-și meargă pe parcursul ei de integrare europeană și să democratizeze, să dezamorseze această regiune care este Transnistria încetșor, prin crearea societății civile, prin crearea unei societăți democratice acolo și pe urmă să o alepească. Închipuiți-vă dumneavoastră că noi unim acum mecanic Transnistria aici și 800 de oameni care sunt acolo participă la un exercițiu de vot în Republica Moldova. Direcția care o luăm noi după asta este exact spre Rusia, exact spre Moscova. Bună seara! Ce opinie v-ați creat după conferința susținută de Băsescu și Timofte? Nu am o părere. Deci, sărmanul Băsescu cred că a regretat că s-a întâlnit încă o dată cu leguma asta, dar n-am nevcotro. Ponta a declarat că cine îl atacă pe Leancă este prieten cu Voronin. Eu sincer nu înțeleg această declarație, dar dumneavoastră, eu înțeleg, pentru că eu știu că Ponta este un papagal la fel ca și Leancă. Și din această perspectivă eu înțeleg. Ponta, fiind în campanie electorală, încearcă să-l pună în lumină proastă pe Băsescu. Și această declarație a lui nu are nimic legătură nici cu Chișinău, nici cu Leancă, nici cu Timofte. Deci e o declarație pe care așa o înțelege asta să o facă în raport cu alegătorii lui. Cum credeți, domnule Mocanu, europenii și americanii se vor mai juca mult cu sancțiunile pentru persoane? Vor trece la sancțiuni directe, economice și politice? Sunt sigur de asta, stimații mei prieteni și neprieteni. Și să știți că pe termen mediu și lung, Rusia va suferi o înfrângere distrugătoare. Domnule Mocanu, când veniți la Căușeni? Am să revin la Căușeni, am fost la Căușeni. De ce n-ați venit? De ce mă întrebați acum? Am să revin la Căușeni. O să revenim pentru că la Căușeni am trecut odată și am făcut o adunare. Era prima adunare pe care o făceam atunci. Am să revin în cel mai apropiat timp la Căușeni. Dar cel care îmi scrieți întrebarea asta, deci dacă sunați-ne la Mișcarea Populară Antimafie, luând 022212742 și înrolați-vă în acțiunea de voluntariat pentru Mișcarea Populară Antimafie și mai adunați oameni. Și când ne adunăm mai mulți, revin. Domnule Mocanu, nu credeți că un control mai strict al
prețurilor la produse în raport cu salariul minim ar rezolva problema sărăciei. Eu am să revin la întrebarea asta, poate mă întrebați încă într-o altă. Ar fi mult de vorbit. Nu știu la ce vă referiți când spuneți control. Aici este nevoie un pic de alte mecanisme. Domnul Mocanu, e posibil oare ca importanța UE și SUA de a reacționa adecvat și prompt la agresiunea rușilor va afecta cursul nostru european? Se știe că ca alegător le plac câștigători, alegătorilor le plac câștigătorii. Știu, dar eu vă zic, dacă această criză ucraineană nu va avea un deznodământ până la alegerile noastre, există pericolul mare să vină forțe prorusești în Republica Moldova la guvernare. Sper că nu se va întâmpla lucrul ăsta. Ce ne puteți spune despre sondajele care au fost publicate recent referitor la partidele politice? Victor Mocan, sau cum îi spune la acela, Mocanu, tem într-un nume de familie, ăla nu este specialist în domeniu, iar sondajele lui de opinii sunt făcătură, făcută pe bani. Și ăla umblă și strânge bani, îl mai lucrează încă, îmi pare, și la Academia de Științe. Mie îmi vine greu să vorbesc despre asemenea făcături. Baștovoi a fost condamnat din cauza unor ambiții de-a lui state. Oare state este în stare să calce peste libertatea unui om din motive personale? Care sunt aceste motive? Din păcate, este în stare să calce peste libertatea unui om și, doamne, nu reușesc să vă răspund la întrebări pentru că ieșim din timp. Eu vă rog să nu vă supărați pe mine. Eu am să revin. Eu întrebările astea le țin și vă răspund data viitoare. La întrebare, îmi pare sincer rău că n-am coordonat timpul așa ca să vă pot răspunde la toate întrebările. Îmi cer scuze încă o dată, fiți alături de noi, la celălalt eu le pun deoparte aceste întrebări și vă răspund data viitoare. Bună seara!